Hei, salut! Este 11 fix și cum de 2 săptămâni încoace ne-am obișnuit la ora aceasta, ne vom vedea să pictăm împreună. Tema de astăzi e o galaxie. Ce faceți? Sunteți pregătiți? Văd că suntem 12. Ați studiat pozele pe care vi le-am trimis aseară? Știu, le-am trimis cam târziu, dar, cum spuneam, așa suntem noi artiștii, ne vin ideile mult mai târziu. Am avut ceva probleme și cu internetul, dar este în regulă. Putem să pictăm astăzi o galaxie. V-ați pregătit pensulele, v-ați pregătit apa, v-ați pregătit culorile? Super! Astăzi o să vă prezint, înainte să ne apucăm de lucru, o să vă prezint întâi un canvas care am zis că îl voi folosi inițial, dar nu îl voi folosi ca să lucrăm împreună de la fundal. Canvasul negru este pânza de bumbac de pe el, este neagră, este direct dată cu grundul negru pentru a fi pictat orice ne dorim noi pe nuanța neagră, pe un fundal negru. Dar nu îl voi folosi, am vrut doar să vi-l arăt. Mi s-a părut destul de interesant, am zis să-l folosesc astăzi, dar voi folosi până la urmă un alt tip de canvas care îmi place mie foarte tare. Este canvasul cu latura groasă. Are practic marginea aceasta, el nu se înrămează deloc, are marginea aceasta lată de 2 cm jumate. Și când îl pui pe perete, arată așa foarte, foarte bine, arată tridimensional. Bun. Ca să începem, la fel eu voi avea pozele, nu le-am printat, pentru că nu e așa, mai bine ne uităm pe telefon la poze decât să le imprimăm. Vom avea în față galaxiile. Aceste galaxii care le-am găsit sunt poze de pe site-ul NASA, ca să fie la o rezoluție foarte mare și să pot să dau zoom, să studiez culorile și stelele și luminile care se văd foarte, foarte bine. Mi-au plăcut foarte mult. Mov, albastru, verde, turcoaz, după cum ați văzut, sunt foarte, foarte multe nuanțe pe care le vom folosi astăzi să facem această galaxie și bănuiesc că abia așteptați să începem și să ajungem la stele, să facem stelele luminoase. Așa, o să-mi fac un pic de loc. Bun. Vom lua o pensulă lată, cea mai lată pensulă pe care o aveți voi la dispoziție. Eu am o pensulă de 22 cu părul foarte moale. Asta o voi folosi acum. Dacă aveți pensula Evantai, puneți-o și pe aceea deoparte. Vom mai folosi pensula subțire. Pensula subțire, 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 cea mai subțire pensulă. Cea pentru detalii. Și cum vă spuneam, vom folosi o pensulă nouă din burete. Este pensula burete sau, dacă nu aveți, un burete de casă. O să vă arăt cum îl puteți tăia ca să vă faceți pensula aceasta burete cu care doar se tamponează, ca să dăm efectul acela al prafului cosmic. Așa, vom mai folosi o pensulă medie. Poate să fie plată, poate să fie rotundă, nu este neapărat. Mie îmi place să folosesc pensulele plate, recunosc că le folosesc mult mai bine decât pensulele rotunde. Deci, cam acestea ar fi pensulele ce le voi folosi eu astăzi. Puteți să le folosiți pe toate dacă le aveți sau puteți să folosiți doar câteva. Și vom începe să dăm fundalul. Fundalul va fi negru, ca să obținem canvasul acela negru, chiar dacă noi avem un canvas alb. Pur și simplu, puneți o cantitate suficientă de vopsea. Putem să și scriem, să ne distrăm. Galaxie.
deci o cantitate suficientă de negru ca să putem să o întindem mai departe. Acum am folosit și un pic de apă ca să puteți să întindeți foarte ușor negrul acesta. Pur și simplu acoperiți tot canvasul cu negru. Nu vă fie teamă, nu se dă într-o anumită direcție. Pur și simplu acoperiți toate spațiile albe pe care le vedeți. Aveți grijă să nu vă murdăriți. Dacă folosiți tempera sau acoarelă, puneți apă, multă apă, ca să puteți să întindeți negrul. Chiar și dacă folosiți acrilic, la fel, puneți apă din când în când, pentru că e mult mai ușor de întins când e mai moale. De data asta folosim un pic de apă, față de, cum spuneam, că mie îmi place să nu folosesc apă, dar la fundal ne ajută. Așa, și cum spuneam și data trecută, nu uitați de margini. Eu folosind acest canvas foarte, foarte gros, trebuie neapărat să-i fac marginile, nu se poate fără margine. O să am grijă tot așa, să-l mut ca să nu mă murdăresc. Bun, voi mai lua, când mi se termină culoarea, nu mai pun altă culoare pe margine, ci pur și simplu o să iau din surplusul de pe față. M-am jucat prea mult și am pus destulă cantitate ca să pot să-mi acopăr și marginile acestea foarte, foarte late. Bun, și acum vom obține negrul cosmic, universul în care este întuneric. Lumina este dată doar de luminile solare, de sorii din galaxii. Bun, am dat și marginile. O să lăsăm acum un pic să se usuce. Și vom mai deschide pozele ca să vedem ce avem, cum arată galaxiile pe care le vom picta astăzi. Dacă simțiți că este prea mult surplus și vreți să scăpați de el, mai ales pentru cei care folosesc canvas, puteți da cu pensula să-l întindeți. Cei care au hârtie sau folosesc acoarela, nu este neapărat, nu vor avea un surplus atât de deranjant. Ce înseamnă surplusul? Înseamnă că se va usca foarte greu și în momentul în care vom adăuga următorul strat de culoare, se va amesteca, culorile se vor murdări și nu este un efect foarte... Mai ales pentru începători, este destul de frustrant să vedeți că vi se murdăresc culorile pe care vreți să le puneți pe canvas. Ne vom uita acum la pozele noastre, să vedem ce avem. Deci avem albastru cerului, vedeți mai multe nuanțe de albastru. Cu cât sunt mai profunde, cu atât albastrul este mai luminos, se deschide la culoare, deci practic din albastru vom adăuga, în albastru vom adăuga alb ca să deschidem, să-l deschidem, să obținem mai multe nuanțe. La fel vom folosi culorile primare. Cum am zis până acum, culorile primare sunt cele trei culori, galben, roșu și albastru. Amestecându-le câte două, putem să obținem alte culori și alte culori, după care adăugând și a treia culoare, putem să obținem nuanțe de griuri pe care le vom folosi mai ales ca umbre. Avem și câteva imagini cu planete. Ca să desenăm două, trei planete, să putem să vedem cum definim forma într-o mare de culori și de puncte.
Dacă vreți, putem să facem și un soare. Mie îmi plac foarte tare aceste imagini ale stelelor care au explodat, ale stelelor, al prafului cosmic, care prinde foarte, foarte multe nuanțe, dă adâncimea folosind amestecul acesta de nuanțe de galben, ocru, roșu, mov, violet. Vedeți, acestea sunt ca niște artificii. Este de fapt o explozie. Tot în spațiu se întâmplă totul mult mai încet decât suntem noi obișnuiți în viața noastră pe Pământ. Vedeți, praful acela care acoperă planetele este turcoaz. La fel cum am făcut și la peisajul de mare, am obținut turcoaz prin amestecul albastrului cu galben și cu alb în cantități diferite. Am obținut aceste nuanțe de turcoaz pe care le vom obține și de data aceasta. Vom folosi și acum turcoazul. Vedeți aici foarte multe culori amestecate între ele, violet, verde, portocaliu și nuanțele intermediare. La fel le vom adăuga, uitați ce frumusețe aici. Aici este o frumusețe de explozie în nuanțe de roz, violet, amestecat la fel cu ocru, cu puțin turcoaz, stelele care se văd. Deci asta vom încerca noi să redăm pe canvasurile noastre astăzi. Vom încerca să luăm cât mai multe nuanțe ca să obținem un tablou foarte colorat și foarte frumos. Bun. Așteptăm un pic să se usuce. Vom bea cafea, vom bea ceai, fiecare ce are la îndemână. Voi rearanja un pic aici. Acum am văzut, nu se văd picioare. Nu e nimic. Am rezolvat totul, să nu mai îmi vedeți picioarele. Bun, la mine încă nu s-a uscat. Gata, voi încerca să am așezat un pic asta să se vadă mai bine. Bun, cât va dura uscarea acestuia? Puteți să ridicați mânuța cine așteaptă cu mine să se usuce fundalul, să știu cu cât lucrez. Gata, am așezat, nu mai vedeți picioarele acum. Și desigur, tutorialul va rămâne înregistrat, va rămâne pe canalul nostru de YouTube, Artelier Design, unde vă invit să dați subscribe, să vedeți și ce alte lucruri mai lucrăm în perioada aceasta de stat acasă. Sper că stați cu toții acasă și ne încercăm să ne facem statul acasă mai ușor, să ne distrăm, să pictăm. Să, la fel ca în fiecare săptămână, eu vă propun niște teme, voi puteți propune la rândul vostru ce teme vreți să abordăm împreună. Nu știu dacă aveți curiozități, dacă vreți să aflați ceva din domeniul acesta, puteți să-mi scrieți. Am primit feedback-uri că ar fi drăguț dacă l-aș muta la o oră mai după amiază, pentru că dimineața sunt copiii care au și școala online. Cu drag, dacă este cerere, o să încercăm să mutăm ora mai după amiază sau mai pe seară. Seara nu este atât de multă lumină, în schimb, și mi-este teamă că e prea întunecat videoul.
Dimineața am zis că suntem mai plini de energie și mai puși, mai și putem să ne lăsăm purtați mai ușor în povești decât seara, dar nu este nicio problemă, ne putem muta seara și să facem live-urile acestea seara sau poate să fie o variantă marțea să rămână dimineața la 11, joia să facem după amiaza ca să poată participa și ceilalți copii care au școală. Da, bună, Mioara, mă urmărim din UK, hello! Îmi pare bine! Păi, da, voi sunteți cu 2 ore în urmă, deci la noi este 11, la voi abia v-ați trezit. Da, deci o să încercăm atunci să propunem o nouă oră. Puteți să-mi promuneți voi în comentarii ora la care v-ar conveni și atunci noi să ne adaptăm, eu de fapt să mă adaptez orei care vă este și vouă comodă. Așa, să spunem că a început să se usuce. Pentru că avem culori care se amestecă, putem deja să adăugăm culoarea. Voi începe cu culorile deschise, cum am văzut, să le amestecăm în așa fel încât să avem culori mai deschise, mai închise. Așa, burețelul de casă îl puteți tăia într-o bucățică mai mică ca să-l puteți utiliza mai ușor. Deci dacă aveți buretele mai mare, luați acum pur și simplu o foarfecă și tăiați-l pe jumătate, după care îl mai puteți tăia încă o dată pe jumătate sau îl puteți folosi așa pentru că va fi ușor de ținut în mână ca să tamponați acolo unde este cazul. Cine are pensula burețel, poate să folosească ca atare. Bun, vom începe să adăugăm câteva, să adăugăm alb. Ca să obținem praful acela cosmic. La mine începe deja să se usuce fundalul, ceea ce este foarte, foarte bine. Voi folosi un alb care l-am luat acum ceva timp și m-am gândit că îl voi folosi la ceva. Nu l-am folosit încă, dar mi-am propus să-l folosesc astăzi la Galaxie. Este un alb perlat albastru, are niște nuanțe de satin albastru în el. Mă gândesc că merge foarte bine cu această... acest tip de peisaj cosmic, dar voi dacă nu-l aveți puteți folosi alb simplu, nu este nicio problemă și veniți cu burețelul, o să iau și o buretele de casă care l-ați tăiat, doar îl tamponați în vopsea, după care nu aveți o regulă, lăsați căile. Pur și simplu tamponați ușor pe canvas. El se va amesteca desigur cu negrul, care nu s-a uscat complet, dar nu-i nimica pentru că vom obține niște nuanțe foarte drăguțe. Vedeți, el se murdărește, dar nu este o problemă, nu vă speriați că se murdărește. De aceea... m-am gândit inițial să folosesc canvasul negru, pentru că deja era dat cu strat negru pe fundal, dar nu ați fi putut după aia să ține, să ne, nu am fi putut să ne sincronizăm. Și pur și simplu atragem aleatoriu, tamponăm. Și se vor forma ca niște șerpișori, să spunem. Vor fi ca niște șerpișori. Bun. Spălați, încercați în paharul cu apă care îl aveți la dispoziție să spălați burețelul, după care să-l ștergeți, să ștergeți surplusul de apă.
Cu cât rămâne surplus de apă, va intra în culorile deja existente pe fundal. Așa, l-am uscat. Îl tamponați cu șervețelul. Întotdeauna să aveți șervețelul lângă voi ca să puteți tampona. Așa, după care vom veni cu o nuanță de violet. La fel, ne luăm o cantitate, o punem deoparte. Important este să se amestece culorile între ele ca să obținem acele nuanțe vibrante. Eu am un roz magenta aici, dar puteți să-l obțineți în roșu, puneți alb. Și la fel, tamponați, chiar dacă culorile se amestecă unele cu celelalte. Încet, pentru că încă nu s-a uscat fundalul. Dar amestecându-se cu albastru, vom obține niște nuanțe de mov. Așa. La fel, spălați din când în când, când vedeți că s-a murdărit buretele, spălați-l. Este un pic mai grea provocarea de astăzi, pentru că fundalul se usucă mai greu. Probabil la cei care ați folosit tempera pe hârtie, deja s-a uscat și vă este mai ușor. La tempera pe hârtie, recomandarea este să folosiți totuși apă, ca să se poată întrepătrunde culorile între ele. Nu este ca la acrilic, acolo aveți nevoie de apă. La mine văd că marginile sunt uscate complet, deci voi începe să duc culoarea către margine, acolo unde deja e uscat. Voi lua aceleași nuanțe și le voi împrăștia și pe margine, după care voi veni cu celelalte nuanțe care se vor întrepătrunde. Nu vă fie teamă să folosiți nuanțe, chiar dacă vi se pare că se amestecă negrul acesta cu celelalte nuanțe, nu este nicio problemă. Oricum vom mai veni cu câteva straturi pe deasupra. Spălăm din nou buretele, îl ștergem. Astăzi lucrăm mult mai murdar. Așa, vom adăuga un pic de alb ca să obținem și nuanțe mai deschise. La fel, îmi pun o cantitate de alb pe paletă. Pe burete. Îl pregătesc să tamponez.
Și în loc, din loc în loc, ușor, doar apropiind, tamponați cu buretele. Puteți să vă folosiți de părțile care s-au uscat. Galaxia asta înseamnă că lucrăm destul de liber, nu avem un contur, așa cum am avut la unicorn, de exemplu. Da, Claudia, este o idee bună, da. Poți să folosești fionul, eu nu am fion acum, dar da, este, uite, mi-a scăpat chestia asta, să vă zic să aveți un fion la îndemână ca să-l folosiți să se usuce rapid. Eu nu am fion, de aceea trebuie să aștept să se usuce. Mai există și mediumuri de uscare care se amestecă cu vopseaua și se grăbește, se accelerează timpul de uscare. Așteptați mult mai puțin și aceea este o variantă. Dar astăzi să spunem că nu avem fionul, ca mine, care nu am fion. Asta este, nu toată lumea are fion. Așa și tapați fără probleme pe oriunde simțiți că. Așa, acum vom mai adăuga niște nuanțe de turcoaz. După cum am zis, ca să obținem turcoazul, amestecăm albastrul meu. Așa. Vom pune o cantitate mică de albastru pe paletă. După care vom adăuga o cantitate mică de galben. Galbenul meu. Și vom avea verde în acest moment. Ca să-l facem deschis către turcoaz, adăugăm alb. Vedeți, deja am obținut mai multe nuanțe, turcoaz, mentă. Le lăsăm așa, nu le amestecăm ca să obținem culoare plată, le folosim pur și simplu ca atare, să se vadă tușele, să se vadă culorile ce le-am folosit la amestec, pentru că vor avea mai multă profunzime. Iar apoi, la fel, venind cu pensula burete, tamponăm din loc în loc, ca să amestecăm nuanțele din galaxia noastră. La fel, nu căutați o regulă de amestec a culorilor. Nu vă fie teamă să amestecați turcoazul cu rozul, de exemplu. Nu vă fie teamă că se amestecă cu un pic de negru. Puteți pe lângă turcoaz să adăugați un pic de alb. La fel veți obține culori mai deschise, peste care adăugăm culorile mai închise ca să îi dăm profunzime. Încet, nu apăsați foarte tare, apăsați foarte, foarte ușor, încât să nu se amestece straturile de vopsea, să rămână pur și simplu culorile, să se observe culorile, nuanțele din culoare. Nu uitați marginile. Așa. Voi mai adăuga un pic de albastru pe centru. M-am ferit un pic pentru că centrul meu nu s-a uscat, dar bună ideea. Uite, nu mi-a trecut prin cap că da, fionul ne-ar ajuta foarte tare. Punctați fără nicio teamă.
După cum vedeți, deja începem să avem niște nuanțe care se întrepătrund. Puteți să puneți și albastru, albastrul primar care îl aveți, pe lângă acest turcoaz, fără nicio problemă. Voi pune un pic cu albastru. Spălați pensula, buretele, de fapt, din când în când spălați-l și stoarceți-l foarte bine, cât să fie cât mai uscat. Așa. Acum vom încerca să amestecăm un pic de galben, să obținem un... nuanța aceea de ocru, nuanțele de ocru din pentru cei care au tempera, nu vă fie teamă să folosiți apă, să puneți apă încât să obțineți niște pete, nu este neapărat nevoie să fie tapate, ele poate să fie pete. Voi pune și eu aici câteva pete pe care mai târziu le voi amesteca cu alte nuanțe. Așa, spuneam că o să amestecăm acum o cantitate mică de galben cu roșu, dar cantitatea de galben va fi, deci vom folosi așa, o cantitate de galben, un strop de roșu, să obținem o nuanță maro întâi. Avem un portocaliu acum și vom pune un strop de negru. Ca să ne iasă o nuanță de maron. Pe care o vom deschide cu alb. Am obținut această nuanță în care vom adăuga un pic de galben ca să devină ocru. Așa, dacă vreți un pic mai portocalie, mai adăugați roșu, dar doar câte un pic ca să puteți controla nuanța obținută. Și apoi mai adăugăm un pic de galben și un pic de roșu. Vreau să obțin două nuanțe de ocru acum, pe care le voi folosi în galaxia aceasta. Mai portocaliu mi-o doresc. Un pic de galben și în aceasta. Așa și un pic de roșu, să fie mai... Deci adăugați galben sau roșu până când vă iese nuanța pe care o doreați. O nuanță aș vrea un pic, nu galben, ci un pic ocru, adică un portocaliu și un ocru care să le amestec. Să le pot adăuga pe lângă nuanțele mele de albastru din loc în loc, ca să nu fie foarte mult albastru.
La fel, o puteți deschide cu alb sau cu galben sau cu portocaliu. Nu vă fie teamă să amestecați mai multe culori. Puneți alb ca să intre în profunzime. Se va amesteca cu nuanța noastră și va obține nuanțe din aceeași culoare, deschizând-o încet, încet. Nu uitați de margini. Eu o să mai vreau un pic de roșu. O să punem și un pic de portocaliu. Deci pur și simplu ne jucăm cu nuanțele, le punem fără o gândire, ne lăsăm purtați de ceea ce vedem. Acolo unde simțiți că nevoia unei alte culori, faceți-o fără probleme, unde simțiți să adăugați alte nuanțe, faceți-o fără probleme. Nu respectăm o regulă, de asta v-am și dat imaginile galaxiei, ca să vedeți că nu există o regulă care se respectă, pur și simplu spațiul este el și este în continuă schimbare și ne oferă noi și noi perspective. Dacă le studiați de mai multe ori, o să vedeți de fiecare dată alte imagini. Da, noi vă încurajăm să aveți curaj să vă puneți operele la vedere, de aceea ne-am și gândit că oricine își va posta lucrarea făcută în timpul acesta de marți cu noi, va primi un voucher cadou din partea noastră, care îl poate folosi la orice achiziție și oricând din magazinul nostru, din produsele care le facem. În felul ăsta vrem să vă încurajăm să vă lăudați cu ceea ce faceți. Chiar dacă este făcut din punctul vostru de vedere, nu știu cum, mai strâmb, mai nu există, fiecare are propria lui viziune, fiecare are propriul mod de redare, fiecare vedem lucrurile în felul nostru. Adăugăm nuanțe, ne jucăm cu nuanțele. Trasăm șerpișori. Vedeți, deja încep să se amestece și culorile și să obținem alte nuanțe pe care nu le-am pregătit. Deci aceste culori, la fel ca în spațiu cosmic, se amestecă unele cu celelalte. Să aveți albul la îndemână, să mai și deschidem ca să putem să obținem acea profunzime caracteristică galaxiilor. Din când în când puteți șterge buretele, aveți grijă să-l stoarceți foarte bine, ca să nu rețină apă. Cei care lucrați în acrilic să nu rețină apă, pentru că nu veți putea controla culoarea. Cei care lucrați în tempera sau în acoarelă, nu este nicio problemă să folosiți un pic de apă, chiar v-aș recomanda, pentru că culorile se vor intersecta între ele folosind un pic de apă. Lăsați albul să se amestece cu rozul, cu turcoazul.
Așa, eu voi trece și la margini. Eu mi-am lăsat marginile la sfârșit, dar nicio problemă. La fel, putem amesteca să obținem mov. Imediat o voi face, amestecând roșu cu albastru. Să avem și violet. Așa, marginile mele cele groase, v-am zis că îmi place foarte tare genul ăsta de canvas cu margini foarte groase. Mi se pare că tablourile pe acest tip de canvas au o profunzime aparte. Îl găsiți la orice magazin de materiale, dacă vreți să-l încercați. Puteți pune albastru peste roz sau roșu ce aveți chiar direct pe canvas, pentru că la fel veți obține o combinație foarte. O să încerc să văd dacă se vede. Îmi voi lua un pic de albastru pe pensula mea burete și îl voi amesteca direct pe canvas. Obținând noi și noi nuanțe. Am pus rozul, nu știu cât se vede, dacă trebuie să țin mai așa. Așa, după care iau albastru direct pe pensula burete și amestec direct după care voi adăuga alb ca să se deschidă pe alocuri. Dacă pun acum sicla, un rozul, magenta ce aveți, se fac și nuanțe de mov. Nu-i nimic dacă se duc și pe fața picturii. Vrem să avem și un pic de mov. Lucrăm marginea. Eu am mai mult de lucrat la margine, pentru că mi-am ales genul ăsta de canvas foarte gros. Da, obținem și mov. Îl pierdem, îl amestecăm. Nu vă opriți într-un singur punct, pentru ca culorile să pară că sunt amestecate, să se vadă că sunt amestecate, că se continuă unele cu celelalte. Adăugați alb, ca să nu aveți numai culori închise, să aveți și nuanțele acelea deschise, care dau adâncimea spațiului. Adăugăm din nou ocru. Portocaliu, ocru. Mov. Albastru. Deci nu vă fie teamă să le amestecați direct mai ales cei care lucrați acum cu acrilic, direct pe tablou. Și fiecare culoare pe care o obțineți, adăugați un rând de alb, un rând tapat de alb ca să aveți nuanța deschisă sau albul care
Sunt luminile din galaxii. Bun, ne întoarcem pe suprafața noastră. Nu mai știu care este. Asta este frumusețea acestui tip de tablou, pentru că dacă îl întorci în orice parte, în orice parte îl va arăta altfel. Oricare poate fi sus, oricare poate fi josul. Voi crea și mov aici, pentru că simt nevoia. Îmi doresc eu acest lucru. Bun. Ați văzut, s-a amestecat direct. Cu alb voi deschide. Voi încerca să adaug și pe margine. Amestecați direct pe planșă culorile, nu vă fie teamă să obțineți culori amestecate direct pe planșă. Cum ziceam, culorile niciodată nu trebuie să fie plate, ci trebuie să se vadă că sunt date din amestecuri de culori. Așa, am reușit să am un haos de culoare pe planșa mea. Mi-ar place să văd planșele voastre cum arată. La fel ca și la exercițiu cu marea, este un exercițiu pe care vi-l recomand să-l faceți și singuri, în liniște, să vă puneți un pic de muzică și să faceți acest exercițiu singuri, fiecare, să încercați să vă relaxați când puneți culorile direct pe planșă, fără să aveți o direcție anume sau să vă gândiți la cum va arăta în final. Nu, farmecul este să nu știm, să nu controlăm cum va arăta în final, ci să ne lăsăm pradă imaginației, să lăsăm mâna și creierul să lucreze ei împreună, fără să controlăm noi rezultatul. Este genul de tablou care puteți să reveniți oricând asupra lui și să-i schimbați finalul. El nu se va termina niciodată. Așa, bun. După care vom adăuga niște stropi, stropii de albi, alb. Care îi voi face cu pensula Evantai, ce v-am arătat-o mai devreme. Unde este? Aici este. Stropii de albi, alb. Vom lua o cantitate de alb și o vom pune pe paleta noastră. Aici vom avea nevoie să avem un alb mai lichid, îl vom amesteca cu apă. Chiar dacă se murdărește un pic, nu este nicio problemă. După care vom picura ca să creăm ideea de stele. După cum am studiat, am văzut că toată galaxia este formată din beculețe de stele, mai mici sau mai mari. Nu o să stăm să le facem pe fiecare în parte, ci le vom puncta, după care vom face câteva planete. Vedeți, acești picuri acum sunt de diverse dimensiuni. Este important să fie un pic mai moale vopseaua ca să puteți să o... Puteți să faceți și cu pensula plată, nu trebuie neapărat dacă nu aveți pensula Evantai. Același lucru îl obțineți și cu pensula lată plată. Puneți albul cu apă ca să fie destul de moale să poată fi picurat.
Luați cu pensula și pur și simplu stropiți canvasul, tabloul. La fel și pentru cei care lucrează în acuarelă. Faceți-vă o cantitate de alb mai mare. Bun, avem stelele. Așa am obținut stelele. Acum ne vom alege din aceste poze care le-am avut postate pe eveniment. Eu mi-am ales această explozie pe care vreau să o redau cât de cât în partea asta. Vreau să o unific. Voi folosi la fel albul cu apă. De fapt, nu va fi un alb. Vedeți, nu e un alb curat, el se amestecă. Nu este nicio problemă. Voi adăuga apă în continuare. Pentru cei cu acuarelă se va obține mult mai ușor efectul acesta. Vreau să unific această parte. Voi mai avea nevoie de o nuanță de portocaliu, la fel o voi obține din galben cu roșu. Galben cu roșu, amestecat, cele două culori primare, știm că ne dă portocaliul. Voi pune apă, de data asta vreau să fie culoarea foarte, foarte moale. Voi adăuga alb să-mi o deschidă, vreau să fie un portocaliu, un ocru mai degrabă decât portocaliu, dar la fel, ținând cont de faptul că nu amestecăm culoarea să devină plată, ci o folosim ca atare. Nuanțe mai închise. Putem adăuga și un roșu mai adăugăm apă, în apă adăugăm culoare. Adăugăm alb după aia. Dacă vi s-a murdărit foarte tare apa, puteți să o spălați fără probleme.
adăugăm culoare moale cu multă apă, deci de data asta vă recomand să folosiți apă ca să puteți întinde. Bun, lăsăm nuanțele să se amestece, să se întrepătrundă. Nu este nicio problemă dacă ele se murdăresc. Până la urmă. Așa, vom trece mai departe să facem 2-3 planete, să ne jucăm un pic și cu planetele. Voi merge pe această planetă turcoaz cu alb, ca să ne fie mult mai ușor. Acum, dacă vă este mai ușor, puteți folosi capace. De exemplu, puteți să vă faceți forma cu un capac rotundă, dacă vă este greu, nu aveți mâna formată. Am un capac mai mare cu care mi-am făcut forma, nefiind uscat complet, puteți să faceți forma cu capacul de spray, de exemplu. Eu am un capac de la spray. După care vin cu alb. Albul acesta care l-am tot amestecat cu diverse nuanțe ca să dau forma rotundă a unei planete, să spunem. Care vom vedea că are, exact cum știm, o suprafață îndreptată către un soare care va fi mai deschisă. Vă alegeți soarele, eu mi l-am ales să spunem în partea aceasta. Deci, lumina mea va fi către dreapta. Așa, urmând ca partea închisă să fie în stânga. Bun. Am spus că voi face cu turcoaz și albastru această planetă. Acum că mi-am stabilit în ce parte vreau eu să am lumina, voi ține cont ca turcoazul să se deschidă, albastrul să se deschidă înspre dreapta. Turcoazul, cum știm acum, se obține din albastru, galben, alb. Alb ca să deschidem. Lăsăm la fel culorile să se întrepătrundă, nu așteptăm să se usuce. Pensulăm ca și în formă rotundă. În partea de întuneric venim cu umbră. Cum am stabilit anterior, umbra este negru cu orice nuanță. Nu este negru complet, nu este negru pur, ci este negru amestecat cu o nuanță. Dăm în partea aceasta unde noi ne-am stabilit că este umbra.
Puneți vopsea până nu vă temeți dacă stratul este gros. Ca să o desprindem de fundal, vom folosi alb pe margine. Dar un alb foarte înduit cu apă ca să-l putem vom mai face până se usucă aceasta alte câteva. Eu simt că mi-aș fi dorit mai mult negru pe margine, așa că o să împensulez un pic de negru ca să o desprind cumva de final. Am folosit prea multă culoare. După cum ziceam, nimic nu este de nerezolvat. Pur și simplu, dacă vrem să o desprindem mai mult de fundal, venim și adăugăm negrul în partea exterioară. Așa. Doresc mai multă umbră în partea aceasta. Acum lucrăm detaliile. Dacă până acum am lucrat foarte mult partea de fundal, care nu implica foarte multe detalii. Vom face o altă planetă, să spunem, maro. Aici avem mai multe planete, dacă vreți mai facem una mai mare. O planetă mai micuță. La fel, dacă aveți un capac, îl puteți folosi. Mai mic, dacă nu, mâna, nu este nicio problemă. Voi mai face portocaliu, maron. Ca să-mi construiesc planeta mea cea pitică. La fel, adăugând alb către partea care mi-am stabilit-o eu că va fi luminoasă. Dacă puneți mai mult alb, nu e o problemă, că întotdeauna putem să
Intervenim cu culori. Lăsăm să se usuce și pe planeta pitică. Vom face o planetă verde. Nu trebuie să faceți aceleași culori pe care le-am folosit eu. Puteți să obțineți alte culori, să faceți planete de altă culoare. Îmi voi face... Partea asta va fi mai deschisă. Spunem că am un soare undeva. Să vedem. Vom adăuga un pic de alb către această planetă. Să spunem că aici îmi doresc eu să fie soarele, deci aici va fi mai luminos. Exterior îmi doresc să fie mai închis, deci voi mai veni și voi mai adăuga, voi adăuga negru spre exterior. Uitându-mă acum, îmi dau seama că mi-aș dori ca marginile să fie închise ca să se desprindă subiectul principal, deci îmi voi lua așa. Am mai închis un pic pentru că aș vrea să mi se desprindă planetele un pic mai mult de ce este în exteriorul lor și cumva aveam foarte multe culori, mai multe decât îmi doream în momentul de față. Dar după cum ziceam, niciodată nu este nicio problemă să modificăm o imagine dacă nu e ceea ce
ceea ce vrem să obținem. Ok. Voi reveni un pic asupra planetelor. Voi mai vrea să mai adaug o planetă într-o nuanță mai închisă, undeva mai în spate. Tot maro, voi obține tot maroniu. Așa, vom mai lucra pe detaliu pe fiecare planetă în parte. Așa, voi mai face aici colo câte o planetă micuță. După care vom trece la câteva soi, ca să nu vă plictisesc prea tare cu... Acum putem să lucrăm la planete în detaliu foarte mult. Foarte mult timp. Voi mai face așa câteva lumini acolo unde le-am acoperit. Ok, acum din nou cu burețelul nostru, de fapt nu, o să luăm pensula medie, v-am zis că o să folosim și o pensulă medie, pensula mea medie este aceasta, vom încerca să facem mai multe stele mai mari. Din loc în loc, îmi face ca niște mici rotocoale cu pensula ca să se piardă pe margine, ca și cum ar fi strălucirea exterioară. Iar în mijloc, cu pensula subțire, vom avea steaua, care este un punct luminos, un punct alb. Tot cu pensula subțire. Dar de data asta cu un pic de apă.
com alb. Vom face câteva stele care să strălucească. Nu apăsați în momentul în care trageți aceste liniuțe ale stelelor. Nu, încercați să nu apăsați, să trageți doar la suprafață pentru că vopseaua se va întinde, se va întinde singură. Trasați ușor, ușor. Aici am zis că facem acele artificii. Deci, practic, mai multe stele lucitoare la un loc, mai mici, mai mari. Nu avem o dimensiune anume. Din loc în loc. Nu trebuie să fie perfecte. Nu vă fie teamă că nu ies perfecte. Important este doar să ne distrăm, să ne relaxăm. Acum sper că nu v-am plictisit cu galaxia. Poate vă așteptați să fie mai antrenant. Sincer, din punctul meu de vedere, mi se pare mai antrenant un peisaj. De asta, cum spuneam și data trecută, la peisaj ne este mai ușor să ne identificăm cu peisaje cunoscute pe care le-am văzut. De asta am ales un peisaj din Vama Veche, pentru că e mai ușor să ne identificăm cu el. Pe când cu galaxia nu prea am fost în cosmos, niciunii dintre noi. Și atunci este pur și simplu o imagine care o vedem după fotografii, nu ne identificăm cu ea, nu ne este atât de ușor recognoscibilă ca un peisaj în care am construit niște amintiri, în care am avut niște trăiri. Creierul nostru tinde să perceapă mult mai ușor peisajele pe care le-a trăit, imaginile pe care le-a trăit. Galaxia am tot folosit-o pe diverse obiecte decorative, de la pahare, deci am făcut pahare cu galaxii, până la body-uri, seturile de moți cu tema micului prinț, care mie mi-este foarte dragă. La fel, acolo am folosit o galaxie. Deci puteți să folosiți galaxia la foarte multe obiecte decorative, fără nicio problemă. La cutii, puteți să vă faceți cutii de amintiri, puteți să pictați împreună cu copiii galaxii. Copiii cu siguranță ți-ar distra, avea mult mai multă răbdare decât avem noi să-și construiască galaxia. Mi-ar place foarte mult dacă aveți răbdare, pentru că încă un tutorial, nu știu, în perioada următoare, în care o să pictăm luna. Este foarte interesant să urmărim umbrele lunii și craterele care se văd de pe lună. Dar la fel, nu vă promit că este foarte interactiv și foarte este mai degrabă lucru pe detaliu, iar lucru pe detaliu se face destul de încet, destul de migălos, destul de atent. Dar dacă vă doriți să vă relaxați, este un exercițiu foarte, foarte bun și pe galaxie puteți petrece ore în șir, analizând și construind-o construind-o punct cu punct.
Puteți sta o zi întreagă pe o galaxie și tot nu o veți considera că este terminată. Pentru că mi s-au uscat planetele, voi reveni cu partea, pe partea luminoasă a lor. Promit că o să-mi iau fön. Pur și simplu, da, mi-a scăpat. Știam de treaba cu fönul. Dar pur și simplu mi-a scăpat pentru că ar fi mers mult mai rapid, dar atunci ar fi trebuit să vă spun să aveți și voi fön la îndemână ca să putem să lucrăm împreună. Așa, îmi va trebui o pensă un pic mai lată. Așa, am zis, cu cât lucrăm mai mult pe detalii, cu atât vom petrece mai mult timp. Putem să stăm o zi întreagă să lucrăm la galaxie și tot o să ni se pară că nu este terminată. Depinde foarte mult nivelul de detaliu la care vreți să lucrați galaxia și atunci trebuie să vă luați această rezervă, că puteți lucra o zi întreagă pe ea, fără să fiți vreodată să considerați că este terminată. La fel ca de fiecare dată, îmi place foarte tare să văd lucrările voastre, să văd ce ați lucrat și cum arată lucrările pe care le-ați lucrat, care le-ați făcut împreună cu mine în această oră jumate, deși de data asta nu v-am dat foarte multe informații. Mi-ar place să puneți voi întrebări ca să știu la ce să vă răspund, să știu ce informații să vă dau. Uite, a fost foarte bună intervenția Claudiei care mi-a spus de fön. O să vă recomand, da, să aveți fânul lângă voi și promit că o să mi-l iau și eu data viitoare ca să putem să lucrăm mai rapid. Eu recunosc că sunt obișnuită să le lase să usuce singure, tocmai pentru a simți culoarea și a lăsa timpul de a lucra pe culoare mult, pentru a nu mă grăbi și cumva am omis acest aspect că trebuie să ne mișcăm rapid. Dar asta se va rezolva ca să lucrăm mai repede. Cei care lucrați cu acuarelă, la voi se usucă mai rapid decât acrilicul. La ulei nu mai zic. La ulei puteți să lucrați pe o galaxie și să obțineți niște galaxii foarte, foarte drăguțe. Pentru că acolo culoarea, într-adevăr, se amestecă mult mai mult. Sunt mult mai multe nuanțe cu care puteți lucra. A trecut o oră jumate. Sper că ați reușit să nu vă plictisiți și să faceți propria voastră galaxie. Vă recomand ce v-am recomandat și data trecută, luați-vă un timp și lucrați o galaxie singuri de la capăt. Este foarte important să stabiliți întâi o conexiune cu propria lucrare.
Și atunci și rezultatul va fi propriu, nuanțele pe care le veți folosi vor fi nuanțele voastre și nu nuanțe împrumutate. Nu există o regulă care trebuie respectată când pictați o galaxie, pur și simplu trebuie să vă lăsați purtați vopselelor, culorilor, să simțiți culoarea. De asta, din punctul meu de vedere, puteți să vă faceți acest exercițiu ne folosind fenul ca să se usuce, ci pur și simplu să lăsați să simțiți culoarea și să vedeți cum se întrepătrunde. Dar într-adevăr, pentru live-urile acestea, ca să nu fie foarte plictisitoare, că bănuiesc că am plictisit astăzi pe multă lume, o să încerc să folosesc și eu fenul să se usuce rapid. V-aș recomanda, dacă nu ați lucrat încă în acrilic, să încercați să lucrați și pe acrilic, pentru că se simte altfel culoarea față de acuarelă, sau tempera sau hârtie. Pur și simplu se combină altfel culorile între ele și le simțiți altfel, iar rezultatul este diferit. Corina, da, nu m-am gândit să le pun la vânzare, dar m-am gândit că poate când voi aduna mai multe, să facem o licitație pentru o cauză, pentru că este foarte important perioada asta să ne ajutăm unii cu alții. De asta eu am și zis să fac aceste live-uri gratuite pentru a picta împreună, pentru a face o galerie împreună, pentru a face un eveniment, pentru a ne cunoaște între noi, pentru a ști ce vă doriți voi să aflați despre pictură în general. La fel, repet, dacă doriți ora, să folosim o altă oră după amiază, pentru că dimineața, într-adevăr, mulți copii sunt cu școala online, vă rog să-mi scrieți și atunci vom reconsidera ora și o vom pune la o ora accesibilă la cât mai multă lume. Desigur, după ce se usucă tabloul, revin asupra tabloului, puteți folosi varniș. Joia trecută, când am vorbit despre culori și care este diferența între ele, v-am vorbit și despre varnișuri care protejează pictura în timp și care o ajută la acrilice, cel puțin ajută să se satureze culoarea și să obțineți niște finisaje mult mai plăcute ochiului, mult mai estetice și să se păstreze foarte bine în timp. Pentru data viitoare, la fel vom discuta despre ce temă să alegem împreună, să o pictăm. Puneți-mi întrebări, dacă vreți să reluăm galaxia, dar într-un mod mai rapid sau pe alte nuanțe, nu este nicio problemă. Eu mi-aș dori să facem și, v-am zis, pictura aceea cu luna, să studiem un pic luna și să vedem, pentru că acolo este un studiu în alb și negru și vom vedea cum se formează umbrele. Dar desigur trebuie să vreți și voi. Eu vreau să fac, fiind aceste live-uri gratuite, vreau să le facem împreună și să vă simțiți bine în ora aceasta cât stăm acasă. Pentru că trebuie să ne facem șederea mai ușor suportabilă. Vreau să fie ceva ușor de lucrat și de copii, pentru că știu că ne urmăresc și copiii și lucrează și ei, dar să nu fie ceva complicat. De asta am ales teme simple, teme ușor de lucrat. Canvasurile folosite întotdeauna vor fi mici, pentru că spațiul meu este mic și atunci nu-mi permit să fac un live într-un spațiu mai mare. Deci, întotdeauna, dacă vreți să vă achiziționați canvasurile, puteți lua 25 de centimetri, 30 de centimetri. Nu voi folosi în live-uri canvasuri mai mari, pentru că, bine, ar dura și mai mult timp să lucrăm împreună, ne-am întinde foarte mult și cred că v-aș pierde pe drum. Este foarte important să vă înhămați cu răbdare când decideți să participați la live sau să lucrați acasă propriul tablou. Trebuie să aveți răbdare, nu vă grăbiți. Nu așteptați finalul imediat, ci lăsați-vă timp să construiți o imagine care vă place vouă în final, reveniți asupra lucrării de câte ori este nevoie și nu vă puneți un termen limită. Nu există, vom picta într-o oră. Eu am încercat doar să mă încadrez în ora asta pentru că știu că mulți vă plictisiți și atunci a trebuit să ne încadrăm în această oră.
Bun, eu vă mulțumesc că am rămas acești 13 oameni împreună în live. Sper că ați lucrat propria galaxie. Vă încurajez să ne trimiteți imaginile, să vă tăguiți pe pagină în albumul nostru, să ne dați subscribe pe canalul de YouTube, în care vom adăuga mai multe filmulețe. Toate filmele live vor rămâne acolo salvate și le puteți urmări de câte ori aveți nevoie, de câte ori vreți să refaceți desenele, de câte ori vreți să vedeți cum se lucrează un anumit lucru. Le puteți accesa oricând din canalul nostru de pe YouTube. Joi voi vrea să vă vorbesc despre culori și despre cum se obțin ele și de ce unele sunt primare, de ce altele sunt secundare, de ce negrul și albul nu sunt culori și, desigur, aștept întrebările voastre ca să pot să fac acest live de joi cât mai folositor pentru fiecare, să vă ofer informații cât mai utile și să vă răspund la întrebările pe care le aveți din acest domeniu. Cum spuneam, asta este contribuția mea la această perioadă, pentru că nu știu să fac altceva, eu știu să pictez, vă pot oferi informații referitoare la acest lucru, vă pot ține marțea o oră jumătate să vă relaxați, să vă simțiți bine pictând. Putem să găsim și alte teme, putem să găsim și alt mod de abordare, poate modul meu de abordare nu este tocmai bun și atunci cu drag eu aștept orice feedback și încerc să-l îmbunătățesc, să mut ora, să fie mai interactiv, să găsesc soluții și pentru mine este un nou început, așa că împreună putem să construim aceste live-uri să fie pe placul tuturor. Vă doresc o zi minunată, vă pup! Și abia aștept să vă văd propriile galaxii pe care le-ați făcut. O zi frumoasă, vă pup, pa, pa!